Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, s-a aflat pentru câteva ore în Sălaj. Scopul vizitei sale a fost acela de a identifica locul unde va fi staționat elicopterul Smurd, ce va deservi cel mai probabil din 1 aprilie zona de nord-vest a României. Secretarul de stat a ajuns la Zalău puțin după ora 15, însoțit de prefectul județului Cluj, Gheorghe Vușcan. El a participat la o întâlnire cu autoritățile locale, cu reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Zalău, ai Direcției de Sănătate Publică, dar și al Inspectoratului General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, întâlnire găzduită de instituția prefectului. La capătul reuniunii, Raed Arafat a acceptat să stea de vorbă cu presa locală pentru a comunica deciziile luate azi la Zalău. După cum știți, Ministerul Sănătății anul trecut a achiziționat 3 elicoptere. Unul a fost amplasat la Constanța și au ajuns ultimele două, care unul urmează să fie amplasat în această regiune și unul în zona Galați. Ca să înțeleagă lumea și pe foarte scurt o să explic, pentru intervenție, noi lucrăm pe anumite cercuri de intervenție ca să se ajungă să se acopere țara egal. Iar aici, elicopterul pentru regiunea de aici, noi planificăm să-l punem nu chiar la Cluj și să-l aducem în zona județului Salaj, un calcul care a fost făcut de fapt de foarte mult timp, pentru a fi complementar cu elicopterul de la Mureș și nu să-l anihileze jumătatea zonei de intervenție, pentru că riscăm să avem următoarea chestie. Dacă se deplasează elicopterul și este pus aici, vă dați seama că va acoperi complet zona de intervenție, jumătatea zonei de intervenție al Mureșului și va lăsa aici o zonă complet descoperită, neasistată. Și din cauza asta, intenția este să fie elicopterul pus în județul Salaj, dar responsabilitatea operării pe linia medicală a elicopterului revine în continuare Clujului, Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj, care va răspunde de organizarea activității medicale pe elicopter în cadrul Smurdului și unde este respectiv spitalul care bolnavii cei mai grav, cel mai probabil acolo vor fi duși sau eventual unii dintre ei la Mureș. În urma discuției care am avut-o astăzi și cu domnul președinte al Consiliului și cu domnul prefect și cu colegii de la ISU și am avut un reprezentant de la aviația Ministerului Afacerilor Interne și cu, cu domnul primar, soluția optimă care s-a propus și acum au fost deja și au verificat-o, pentru asta v-am reținut un pic, există o unitate de pompieri la Jibău, care spațiul în ea și totul permite să fie dezvoltată baza aeriană în care să stea elicopterul. Așa că elicopterul cel mai probabil când va ajunge aici va fi amplasat la Jibău, ce îl permite chiar să deservească zona foarte bine și acolo urmează autoritățile locale să investească în hangar. Un hangar care va trebui să fie construit lângă platforma care deja este acolo, platforma betonată, în sensul în care elicopterul noaptea sau când condițiile meteo necesită că el să fie adăpostit, să fie pus în hangarul respectiv. Există toate spațiile necesare, inclusiv pentru echipajul care va fi. Medicii care vor face gardă pe acest elicopter vor fi medici din Cluj, din Oradea și din Zalău. Cel mai probabil, elicopterul va fi funcțional începând cu luna aprilie 2014. Se fac înstruire de piloți pe cele două elicoptere sosite în decembrie. Eu mă aștept cam prin luna aprilie să reușim cu acordul Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Sănătății, cele două ministere implicate, să putem prin aprilie să punem elicopterul în funcționare, în funcțiune, deci în această zonă.